De sărbătoare Sfântului Nicolae în municipiul Suroc a fost organizată o activitate cu genericul Cadouri Oclaie de la Moș Nicolae. Circa 80 de copii din raionul Suroca care i-au scris moșului scrisoare au primit în dar cele solicitate. În rol de Moș Nicolae au fost autoritățile publice locale, agenții economici, instituții de învățământ, inspectoratul de poliție, direcții situații excepționale, diferite organizații și mulți oameni de bună credință care au ajutat să fie împlinite visurile copiilor. Dragii moșului nepoți, iar ne-am întâlnit cu toți și ne-am întâlnit cam anul după ce a trecut un an. Ia să-mi spuneți așa, dor de moșul vă era? Așa! Am trecut munți și să voi să vin, dragii mei, la voi. Am primit eu o scrisoare că mă așteaptă fiecare. Și n-am venit singur. Am venit cu prietenii mei și am zis că vă aduc, adică, și cadouri. Apelul nostru a fost către agenții economici, către persoane particulare, către organizații, fundații și toată lumea a răspuns cu bunăvoință și a fost de acord să împlinească un vis de copil în ziua de Moș Nicolae. Am fost ajutați foarte mult de Consiliul de Elevi, de Centrul de Creație a Copiilor Speranța, Teatrul Vine în Inima Apostol, de asemenea și autoritățile publice s-au inclus în această campanie. Suntem foarte bucuroși că astăzi copiii au venit și își găsesc toate cele visuri scrise împlinite. Copiii au fost invitați de Crăciuniță rând pe rând pentru a-și primi cadourile. Felicitări la toți copiii cu această sărbătoare frumoasă, iar ție, Cătălin, îți doresc ca niciodată să nu îți pierzi speranța în minuni. Din partea colectivului nostru, a școlii profesionale, noi îți dăruim cadoul pe care ți l-ai dorit, iar creioanele să-ți materializezi toate visele. Mulți ani! Mulțumesc! Frumos, împreună cu tătii, cu bine, să-ți îndeplinească acest vis frumos! Vă mulțumim, stimată familie Brumărețchi, da? Dacă am spus corect, domnul Iurie, și dați mână de mână, uite că visul tău a devenit realitate! Toți colegii mei au participat cu multă bunăvoință. Copiii au fost modești, s-au dorit enciclopedii, cărți, rechizite școlare și sper ca să guste din tot ce le-am oferit noi. Această inițiativă a venit în adresa noastră. Am acceptat-o din start fără ca să mai stau la dubii, deoarece știind de toate dorințele unor copii care nu au posibilitatea de a beneficia de careva surprize, m-am străduit ceea ce au solicitat aceia să le aduc și cred că aceste inițiative trebuie organizate mai des, în favoarea copiilor care într-adevăr duc lipsa de multe lucruri. Spune că o bucurie când o împarți cu două persoane îți fac două bucurii. Conducerea raionului și a municipiului Suroca s-au grăbit și ei să bucure copiii și să le împlinească dorințele. Bucurător faptul că se mențin și se păstrează tradițiile strămoșilor noștri. Prin această ocazie vreau să felicit locuitorii municipiului și raionul Suroca cu sărbătoarea de astăzi, Sfântul Nicolae, care este și unul dintre cei mai generoși sfinți ai bisericii. Apreciem noi autoritățile evenimentul de astăzi și suntem bucuroși că tradițiile nu se ute, dar doar se promovează. Dumneavoastră, cu ce veniți la acest act de caritate? Și la acest act de caritate am venit și eu cu un suport. Deci o fetiță a scris o scrisoare lui Moș Crăciun că dorește o scurtă de iarnă și o căciuliță. Și am discutat cu Sfântul Nicolae și mi-a transmis acest cadou ca să-l transmit fetiței date. Părie municipiului Suroca se bucură astăzi să participe la acest eveniment frumos și la fel are și primăria un dar pentru un băiețel care a solicitat de la Moș Nicolae o pereche de ochelari. Un băiețel foarte modest și cu minte. Sperăm să-i fac viața mai colorată, mai bucuroasă și sărbătorile vor avea un farmec mai deosebit pentru el. Copiii s-au arătat nespus de fericiți că au primit cadouri și le-au mulțumit celor care i-au ajutat ca visele lor să devină realitate. Am scris scrisoarea la Moș Nicolae, un costum sportiv și o căciulă și dulciuri. Și a venit moșul? Și moșul a venit și mi-a adus.
Și ce vrei să-i spui moșului? Mulțumesc mult! I-am scris scrisoare lui Moș Nicolae și mi-am dorit un costum național. Îi mulțumesc foarte mult pentru că a venit și mi-a adus cadoul. Acțiunea Cadouri Oclaie de la Moș Nicolae este o premieră la Soroca și a fost organizată la inițiativa Direcției Învățământ Soroca.